urcați pe podium, cum e? Da, suntem foarte fericiți că am legat victoriile astea foarte importante cu Vitorul și Craiova. Mergem acasă fericiți și sperăm când ne întoarcem din vacanță să fim tot la fel. Sper că se termină, tu ai început să joci tot mai bine în ultima vreme. Da, sincer, la asta mă gândeam și eu, chiar îmi pare rău că se termină acum, îmi doream să continui tot așa și să nu se termine campionatul, dar cred că o să fie mai bine pentru mine, că am perioada de pregătire, să mă pregătesc și să fiu mai vână. Ai stat accidentat, cât de grav e? Ai stat accidentat, cât de grav? Da, am avut o lovitură în mușchi și de aceea n-am mai forțat. Îți mai aduce aminte unde era FCSB, un clasament, acum multe etape? Da, știu unde era, eram conștienți că o să urcăm în primele trei locuri, unde ne este locul și din vacanță trebuie să venim să fim pe primul loc. Luați titlul în acest sezon? Luați titlul în acest sezon după 4 sezoane ratate? Ne dorim, vă dați seama că ne dorim să luăm campionatul, dar trebuie să luăm ușor, pas cu pas și la final de campionat să fim pe primul loc. Ce doriți ai de la Moș Crăciun? Să joc la anul cât mai multe meciuri și să-mi ajut echipa să câștige. La FCSB sau la echipă? La FCSB, normal că la FCSB, încă n-am jucat foarte multe meciuri aici ca titular, dar îmi doresc de la anul să fie un an împlinit.